Ștefan, prima acțiune cu lotul Under 20 de după câștigarea Cupei României cu Corvinul și parcursul pe care l-ați avut în Europa. Cum a fost? Au fost niște momente unice, bună ziua, din care am avut toți de învățat, fiind o echipă mică de Liga a doua, să jucăm cu niște echipe atât de mari. A fost o experiență plăcută, dar cred că am reprezentat România cu mândrie chiar în țările acelea și am făcut-o destul de bine. Când te-ai apucat de fotbal, te-ai gândit vreodată, în primul rând, că vei câștiga un trofeu cu echipa de Liga a doua? Nu cred că se gândea nimeni și asta vorbeam și cu băieții zilele astea. Nu cred că va mai reuși cineva în următoarele 50 de ani să facă acest lucru în România. Povestește-ne puțin sentimentul de după câștigarea trofeului, după fluierul final. Pentru mine, ca jucător tânăr, a fost destul de greu să reacționez, pentru că n-am mai trăit aceste momente și nu știam în mare parte cum să mă bucur, dar a doua, a treia zi, stând cu băieții, am realizat ce am făcut și după aia mi-am dat seama, wow! Cum te-au întâmpinat colegii de la lot? Foarte bine, suntem un grup unit, deschiși, ne cunoaștem mulți, fiind anul trecut aici majoritatea și întâlnindu-ne la Liga a doua, ne cunoaștem. Au fost niște meciuri cu niște adversari din Ungaria, din Croația, din Kazahstan. Pentru un tânăr jucător, ce înseamnă să aibă în picioare astfel de meciuri și să joace cam toate minutele? Este un lucru benefic și am jucat cu vicecampioanele acelor țări. A fost o motivație în plus. Noi știind că ei sunt superiori nouă, am încercat să dăm totul pe teren, să dovedim că nu suntem degeaba acolo și cred că am reușit. Mister a pregătit foarte bine meciurile și noi am fost motivați, am fost prezenți și ne-am descurcat. Ești un obișnuit al lotului Under 20, ai fost cam la toate acțiunile din sezonul trecut, ai și debutat la ultimul meci. Cum crezi că s-a schimbat Ștefan Lefter față de acum 6 luni, de la ultima convocare? Nu s-a schimbat, poate doar a prins mai multă experiență, mai multă încredere în sine și este același om. Cu ce ambiții la Under 20? Sunt foarte motivat să demonstrăm că chiar dacă suntem un lot mai mic și cu noi batem cu adversari destul de mari, putem face rezultate frumoase cum am reușit și la Corvin. Mister Curele are 3 portari în lot, toți 3 sunteți de la echipe de Liga a doua, care probabil ați jucat între voi sezonul ăsta, sezonul trecut. Cum e relația dintre voi și simțiți acea competiție pozitivă? Da, totdeauna trebuie să ai pe postul tău o competiție ca să poți să te antrenezi mai mult, să fii mai motivat, mai atent. Dar ne înțelegem foarte bine toți trei și asta e important, pentru că dacă unul ține ură celălalt, nu ne va merge bine la niciun. Ai în staff, ca antrenor de portari, un fost finalist de Cupa Campionilor, câștigător de trofee cu Steaua, cu Craiova. Cum este să vorbești cu Silviu Lung, să iei sfaturi de la tânsul? Este unul dintre cei mai mari portari români care există vreodată și mă ajută foarte mult. Este un om deschis, îmi dă sfaturi, este lângă mine, mă susține și este un ajutor foarte mare. Și care este sfatul cel mai important pe care l-ai primit de la el? Să fiu eu în continuare cum sunt și să muncesc și să am încredere în mine. Naționala Under 20 a trimis, de când există această națională, jucători și la Under 21. Vara viitoare este și un campionat european. România are șanse să se califice acolo. Este unul din obiectivele tale să fii lotul final al lui Daniel Pancu? Da, vreau să demonstrez mai întâi aici de ce sunt în stare și după sper să fac pasul la Naționala Under 21. Ce așteptări să avem de la această generație Under 20, care se și schimbă între timp cu noul sezon, pentru această stagiune de Elite League? Eu cred că ar trebui să avem niște așteptări mari, adică avem un lot puternic, pot zice, cu jucători care joacă meci de meci și eu cred că vom face surpriza anul acesta. Ați câștigat Cupa României la Corvinul, ați jucat în Europa, ați fost aproape să aveți și dreptul sportiv de a promova, în ultima clipă s-au schimbat lucrurile. Te-au afectat chestiile astea pe tine și pe colegii tăi de la Corvinul?
Am fost puțin dezamăgit toți, deoarece aveam un scop pentru a lupta, acum nu mai avem. Vestea a venit și înaintea meciului de cupă de la turnul Severin cu Viitorul Pandurii Târgu Jiu. Dar am arătat că suntem o echipă mare și am reușit să ne regrupăm și să câștigăm acel meci. Și la echipa de club și la secțiunea Under 20 ai antrenorii doi foști fotbaliști. Să-i luăm pe rând. Ce ți-a transmis Florin Maxim înainte să vii aici la lot? Mi-a urat baftă să fac ceea ce știu și să fiu ascultător. Și, Mr. Curelea, cum e relația cu dânsul? Relația mea cu dânsul este una foarte bună. Vorbim și când nu suntem aici cu echipa. Este un om deschis și mă bucur să lucrez cu dânsul. Cât contează pentru un tânăr jucător comunicarea chiar și la distanță cu antrenorul în cazul de față al lotului național? Contează foarte mult pentru că îți arată că are încredere în tine, că se gândește la tine, știi că ești urmărit în permanență de dânsul și e o motivație în plus. Obiectivul tău personal pentru sezonul ăsta și la echipa de club și la echipa națională? La echipa de club să intrăm pe care deoarece am ratat intrarea în grupele Cupei României. Și aici să facem meciuri cât mai bune, să demonstrăm de ce suntem în stare și să facem cât mai multe puncte. Mersi frumos!